Bună ziua, sunt Daniela Andreev și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Un soldat în termen a decedat după ce s-ar fi împușcat cu arma din dotare pe unul din poligoanele Armatei Naționale în timpul antrenamentelor. Directorul serviciului Vamal, Igor Talmazan, și-a dat demisia de onoare după cazul de corupție de la aeroport, în care 7 inspectori vamali sunt cercetați penal pentru luare de mită. O ceremonie fastuoasă a avut loc la cartierul NATO de la Bruxelles, unde miniștrii de externe ai statelor membre au participat la 75-a aniversare a Alianței. Tragedie la un poligon al Armatei Naționale. Un soldat în termen a decedat după ce s-ar fi împușcat cu arma din dotare. Potrivit Ministerului Apărării, incidentul a avut loc astăzi în timpul desfășurării antrenamentelor. Medicii sosiți la fața locului au constatat decesul soldatului. Acum o comisie specială a Armatei Naționale va cerceta circumstanțele incidentului. Reprezentanții Ministerului Apărării susțin că tragicul incident a avut loc la amiază pe poligonul militar de la Cahul. Tinerii se aflau la centru de instruire. Astăzi, conform planului, se desfășura ședința de tragere. Potrivit informației oferite de Centrul Operațional de Comandă, incidentul a avut loc astăzi la ora 12:13 minute, în timpul desfășurării antrenamentelor. Medicii sosiți la fața locului au constatat decesul soldatului. Soldatul a fost încorporat în serviciu militar în termen în decembrie 2023. Responsabilii de la minister au refuzat să ne ofere mai multe detalii despre groaznicul incident. Potrivit unui comunicat, Ministerul Apărării a informat organele abilitate și a transmis procuraturii toate materialele referitoare la acest caz. Concomitent, o comisie specială a Armatei Naționale efectuează o cercetare de serviciu privind circumstanțele incidentului. Conform procedurii, identitatea militarului va fi anunțată după informarea familiei. O nouă ședință cu scandal la CMC, consilierii municipali de la Man și cei de la PAS s-au certat din nou, cei din urmă fiind nemulțumiți că mai multe proiecte propuse de ei au fost respinse. Partidul politic Man. 20 abțineri. Partidul politic PAS. Incompetența nu se limitează doar la primăria municipiului Chișinău, dar și a Consiliului Municipal Chișinău și a reprezentanțelor partidului primarului general. Doamna director, vă rog, fără comentarii. Aleșii locali recunosc că din cauza certurilor nu reușesc să se ocupe de problemele orașului. De exemplu, nici până astăzi nu a fost aprobat bugetul pentru acest an. Revenim cu mai multe detalii în jurnal. Directorul serviciului Vamal, Igor Talmazan, a demisionat din funcție. Acesta a anunțat că decizia sa are legătură cu dosarul de corupție de la aeroport, în care sunt implicați 7 inspectori vamali. Talmazan a calificat acest lucru ca un eșec pentru care ar fi considerat necesar să se retragă de la conducerea instituției. Anunțul despre demisia șefului de la serviciul Vamal a fost făcut printr-un comunicat al instituției, în care a fost inclus și mesajul acestuia. Igor Talmazan a punctat o serie de lucruri pe care le-a realizat, precizând că pleacă din funcție din cauza dosarului de corupție de la aeroport, în care sunt cercetați 7 inspectori vamali. În calitate de conducător, sunt responsabil de buna administrare a serviciului Vamal și mi-asum atât reușitele, dar mai ales eșecurile din perioada în care am condus serviciul Vamal și consider că este necesar să-mi depun în semn de onoare demisia și să mă retrag din funcție de director al serviciului Vamal, a transmis Talmazan în mesajul său, precizând că mai este mult de lucru în domeniul integrității instituționale și eticii profesionale. Am încercat să-l găsim ca să ne spună dacă i s-a cerut demisia sau a luat decizia pe cont propriu, dar nu am reușit deocamdată. Igor Talmazan a deținut funcție de director al serviciului Vamal în perioada septembrie 2021-noiembrie 2022, fiind numit din nou în funcție la data de 20 februarie 2023. Am încercat să aflăm cine ar putea fi numit în locul lui Talmazan, dar responsabilii de la guvern ne-au spus doar că se examinează câteva candidaturi, fără a oferi nume. Anunțul despre demisia șefului de la serviciul Vamal vine la 3 zile după perchezițiile de la aeroport, într-un dosar în care 7 inspectori vamali sunt bănuiți că ar fi cerut și primit de la pasageri până la 1000 de dolari ca să le permită să introducă sau să scoată din țară mai multe bunuri, fără achitarea taxelor
Vamale. În dosar sunt vizați fiica deputatului PAS, Victoria Cazacu, Ion Mudreac, fiul deputatului Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Radu Mudreac, dar și fiul fostului deputat democrat, Gheorghe Brașovski, care ieri a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Suspecții nu au comentat acuzațiile care li se aduc. Primarii, consilierii raionali și locale ai PAS din Ocnița cer demisia deputatei Victoria Cazacu și ca aceasta să-și depună mandatul în Parlament. Membrii organizației teritoriale au anunțat printr-o declarație colectivă că își retrag sprijinul politic pentru Cazacu după ce fiica acesteia a fost vizată de perchezițiile în dosarul de corupție de la aeroport. Ieri, cei de la PAS au anunțat că au exclus-o din partid pe deputata Victoria Cazacu, însă ea nu poate fi obligată să-și depună mandatul. Am telefonat-o pe Cazacu pentru o reacție, dar nu ne-a răspuns. Pentru Europa Liberă, deputata a spus ieri că este intimidată și că nu își va depune mandatul și va rămâne deputat neafiliat. Ea a precizat totodată că fiica sa nu a fost reținută și a amintit despre importanța prezumpției nevinovăției. În loc să soluționeze problemele locuitorilor capitalei, aleșii locali se ceartă. Întrunirea de astăzi a CMC a început ca de obicei cu scandal, iar consilierii și-au împărțit replici și acuzații. Se întâmplă după ce mai multe propuneri înaintate de fracțiunea PAS pentru a fi incluse pe ordinea de zi au fost respinse. Partidul Politic MAN. 20 abțineri. Partidul Politic PAS. Incompetența nu se limitează doar la primăria municipiului Chișinău, dar și a Consiliului Municipal Chișinău și a reprezentanților Partidului Primarului General. Doamna Zinaida. Doamna director, vă rog fără comentarii. Noi avem suficientă energie pentru a rezolva și a lupta pentru chișinăuienii din oraș. Da, și în țară am văzut cât energie voi aveți pentru rog, și pentru țară, și pentru oraș, și pentru tăi, și pentru toți cei care comentează. Oare nu vă este rușine vouă ca restul consilierilor prezenți în sală trebuie să asculte aberațiile voastre de fiecare dată? Printre altele, consilierii PAS au cerut ca viceprimarul de Ramură să prezinte la CMC raportul privind executarea bugetului pentru 2023 și să fie audiați unii șefi de spitale și direcții municipale. Însă propunerile au fost respinse. Vă rog să votați. Partidul Politic MAN. O sugestie pentru colegii din PAS. Mai ieșiți, vă rog, din lumea voastră virtuală. 20. Hai, lăsați indicațiile. Colegi, suntem în procedură de vot. Colegi, vă rog liniște. Propuneri, timp de jumătate de ani au fost tot propuneri care s-au limitat cu nimic, cu incompetență și indiferența din partea primăriei. Întrebarea am pus-o către... Spuneți și veți fi auzită. Propuneți, vă rog. Consilierii municipali care se acuză reciproc mai la fiecare ședință recunosc însă că din cauza spiretelor încinse nu pot lucra. Astfel, problemele locuitorilor capitalei rămân nerezolvate. Din păcate, nu sunt foarte productivi. Asta este opinia mea. Nu vedem o conlucrare pentru rezolvarea problemelor adevărat stringente ale orașului. Мы должны работать, а не заниматься вот политикой, как и декларациями. Пора работать уже, сколько можно? 15.012. Там говорят, что мы зря деньги получаем. Iar mărul discordiei în viziunea aleșilor locali e... Tot show vine din partea fracțiunii PAS. Noi nu să votăm, suntem astăzi 19 consilieri municipali. Noi vrem să avem în genere o conlucrare constructivă și este în devotarea proiectelor bune pentru Chișinău. De când a fost format noul CMC, toate ședințele s-au desfășurat cu scandal. Consiliul Municipal Chișinău, format din 51 de aleși locali, reprezintă autoritatea deliberativă a municipiului. În vederea a soluționării problemelor cu care se confruntă locuitorii capitalei. CMC este constituit din 20 de consilieri de la MAN și PAS, 6 de la PSRM, 2 de la PCRM și câte un ales local din partea Partidului Renașterea, Platforma Demnitate și Adevăr, dar și partidul nostru. În satul Sireți din Strășeni a fost inaugurat astăzi sediul salvatorilor voluntari, iar ambasadorul american prezent la eveniment a demonstrat că s-ar descurca de minune în rol de pompier, fiind provocat să se echipeze la viteză.
ambasadorul SUA a fost cel mai rapid și a câștigat competiția. Mai multe despre unitatea de pompieri voluntari de la Sireț vă spunem în jurnal. NATO a marcat azi 75 de ani de la înființare printr-o ceremonie care a avut loc la cartierul general din Bruxelles. În mesajul de deschidere, secretarul general a reamintit că Europa se confruntă cu un război la o scară pe care o credea istorie. Evenimentul a fost urmărit de colega noastră, Iuliana Maranciuc, care se află la Bruxelles. Ceremonia aniversării celor 75 de ani de la înființarea Alianței a avut loc în această dimineață în zona Agora din cadrul cartierului NATO. Aceasta s-a desfășurat în cadrul clădirii din spatele meu, unde presa nu a avut acces. La eveniment au participat miniștrii de externe ai Alianței și alți oficiali. Evenimentul a început cu intonarea imnului NATO. Alianța Atlantică este mai puternică, mai unită și mai mare decât oricând, având astăzi 32 de membri, a declarat secretarul general al NATO la deschiderea ceremoniei de la Bruxelles, de la sediul Alianței. Today, NATO is bigger, stronger and more united than ever. In the beginning, we had 12 members. Today, we are 32. So we must be doing something right. Au urmat mai multe discursuri ale aliaților în care toți ca unul au spus că NATO este mai puternică și mai unită. Across Europe and North America, 3.5 million men and women in uniform are upholding a shield against aggression. Today is extremely strong because we are all together. Let us not forget why we are working together. We work together to protect the basic freedoms. Ceremonia de la cartierul NATO a culminat cu tăierea unui tort aniversar. Organizația Tratatului Atlanticului de Nord a fost înființată la 4 aprilie 1949, ca răspuns la temerile tot mai mari că Uniunea Sovietică reprezenta o amenințare militară la adresa democrațiilor europene. În centrul său se află conceptul de apărare colectivă, acela că un atac asupra unui membru este considerat un atac asupra tuturor. După 75 de ani, NATO are 32 de membri. Cei mai noi doi membri ai Alianței, Finlanda și Suedia, au aderat ca răspuns direct la invazia Rusiei în Ucraina în 2022. NATO este acum amenințată de războiul din Ucraina, un conflict nemai întâlnit pe teritoriul european de la cel de-al doilea război mondial, dar și de incertitudinile legate de implicarea Americii în Europa. În prima zi a reuniunii de la Bruxelles, miniștrii țărilor din NATO au convenit să planifice un rol mai important al Alianței în coordonarea asistenței de securitate și a instruirii militare pentru Ucraina. Miniștrii de externe au discutat despre acordarea unui ajutor militar de 100 de miliarde de dolari pentru Ucraina, dar o decizie finală va fi luată în iulie la summitul de la Washington. Iuliana Maranciuc, ProTV. Între timp, Rusia continuă să distrugă orașele Ucrainei. Dronele rusești au lovit în această dimineață blocuri și case în Kharkov. Cel puțin 5 persoane și-au pierdut viața, iar alte 10 au fost rănite. Majoritatea victimelor sunt salvatori care s-au grăbit să intervină după o primă lovitură. Acesta este momentul în care o dronă rusească lovește orașul Kharkov, chiar în momentul când au ajuns mașinile salvatorilor. Trei pompieri au murit, mașina lor fiind practic distrusă. Inițial, dronele rusești au lovit clădiri rezidențiale, mai mulți oameni fiind răniți. Imaginile arată blocuri cu acoperișul distrus sau cu pereții dărâmați. Salvatorii cu greu au putut ajunge în interiorul apartamentelor, scările fiind blocate de bucățile de beton.
În total, apărarea aeriană ucraineană a doborât 11 din cele 20 de drone tip Shahed lansate de Rusia, 15 vizau Harkovul. La câteva minute după ce au ajuns salvatorii, rușii au mai lansat câteva drone. Asemenea tactică se numește Double Tap și a fost folosită ultima dată de ruși luna trecută la Odessa. Atunci, 19 persoane au fost ucise, iar alte 73 rănite, majoritatea fiind salvatori și medici. Situația de pe front este sumbră, iar ofițeri militari ucraineni de rang înalt spun că este un risc foarte mare ca linia frontului să se prăbușească oriunde vor decide generalii ruși să-și concentreze ofensiva. Secretarul general al NATO a avut un mesaj special pentru SUA la o reuniune a miniștrilor de externe ai alianței, spunând că fiecare zi de întârziere a deciziei de a trimite ajutoare în Ucraina are consecințe pe câmpul de luptă. Alte fragmente de dronă au fost găsite astăzi la 500 de metri de frontiera moldo-ucraineană în apropierea localității Ietulia, Vlădiceni, Vulcănești. Potrivit poliției de frontieră, rămășițele au fost găsite într-un câmp unde accesul a fost restricționat. Autoritățile anunță că nu au constatat riscuri deocamdată. Nu este clar până acum de unde provin aceste resturi de drone. De la începutul războiului din Ucraina, mai multe fragmente de drone și rachete au fost găsite pe teritoriul țării noastre. Președintele țării a venit cu prima sa reacție după ce Ministerul Apărării de la București a propus spre consultări publice un proiect de lege care va permite României să intervină inclusiv militar pentru a proteja românii din afara țării aflați în pericol. Maia Sandu a apreciat sprijinul pe care îl oferă România țării noastre. Purtătorul de cuvânt al guvernului a spus că autoritățile de la Chișinău vor urmări evoluțiile inițiativei de peste Prut. You know that Romania has been always supporting Moldova in good and in difficult times. You know that the President of Romania, Klaus Iohannis, has been saying many times that Romania will not abandon Moldova in difficult times. And we do count on Romania's support, and we do count on other EU countries' support. And the most important task for us now is to preserve peace in Moldova. And we're going to do everything to preserve peace in Moldova. Purtătorul de cuvânt al guvernului a declarat că autoritățile de la Chișinău vor urmări evoluțiile inițiativei de la București și vor consolida în același timp instituțiile statului. Urmărim îndeaproape evoluțiile care sunt în spațiul regional cauzate de războiul de agresiune al Federației Rusă împotriva Ucrainei. Este foarte clar că pe continentul european este un trend general de consolidare a sectorului de apărare în Europa și țara vecină România, care este un prieten devotat al Republicii Moldova, nu este o excepție în cazul de față. Autoritățile de la Chișinău, guvernul va urmări această inițiativă, care înțelegem că este în fază de proiect la această etapă, deci urmează pe interior consultări, discuții. Noi vom urmări toate evoluțiile care se referă la acest proiect. Reacțiile au venit după ce în proiectul de lege privind apărarea României supus dezbaterilor publice se menționează că președintele României poate dispune, la propunerea prim-ministrului, măsurile necesare pentru protejarea cetățenilor români aflați în pericol în afara țării. Conform noului proiect, președintele României poate dispune la propunerea premierului măsurile necesare pentru protejarea cetățenilor români aflați în pericol în afara țării. Ce înseamnă asta mai exact? Probabil că vă referiți dacă România ar interveni militar în sprijinul Republicii Moldova, luând în considerare că pe teritoriul Republicii Moldova în momentul de față sunt peste 1 milion de cetățeni cu cetățenie română. Acesta cred că ar fi ultimul scenariu pe care ar trebui să-l luăm în considerare și cel mai nefericit dintre toate. Vicepreședintele Comisiei pentru Apărare din cadrul Camerei Deputaților de peste Prut, Bogdan Ionel Rodeanu, susține că România ar putea să intervină militar în Moldova în cazul în care Ucraina pierde războiul, iar Rusia își va extinde invazia. În cazul unui conflict ipotetic vorbind, militarii noștri vor putea merge în Republica Moldova? În cazul unui conflict militar, în momentul, dacă discutăm un astfel de scenariu, da. Republica Moldova atacată direct de Federația Rusă, asta înseamnă că deja Ucraina a pierdut războiul. Și dacă discutăm că Ucraina a pierdut războiul, atunci nu mai este vorba doar de Moldova, nu este vorba doar de România.
conflictul se extinde la scară mult mai mare. Pentru a intra în vigoare, proiectul de lege urmează să fie aprobat în Parlamentul României. Curtea Universității Aleco Ruso din Bălți a devenit scena unei crime, nu la propriu, ci la figurat. Studenții au participat la o lecție practică. Am avut câteva ore teoretice, însă oarecum e mai interesant să vezi în practică momentele de cercetare la fața locului. Imediat la știri vedeți cum lucrează criminaliștii la locul unei crime. Salvatorii voluntari din Sireți-Streșeni vor activa în condiții moderne după renovarea sediului din localitate. Unitatea a fost dotată cu mai multe auto speciale, s-au cumpărat echipamente noi astfel încât pompierii să fie mereu pregătiți la datorie. Secția situației excepționale Streșeni deservește 27 de sate. Postul de pompieri voluntari din satul Sireți. Renovarea pornită de la modernizarea acestui garaj și a continuat prin construcția unui garaj nou cu o capacitate mai mare pentru 4 unități de transport, dar și întreg echipamentul. Acest lucru va facilita munca voluntarilor pompieri prin a le oferi mai multă siguranță la locul de muncă, dar și motivație. În această unitate activează 7 pompieri voluntari, dar și un grup de 10 copii pasionați de această meserie. Prin exercițiul acesta am demonstrat că este posibil să salvăm o viață. Vreau să dau exemplu la frații noștri mai mici și să fie posibil o egalitate de gen. Am fost deja să stâng foc o dată. Celălalt băiat. Și a fost complicat și foarte greu. Alexia are 8 ani și este cea mai mică dintre voluntari, dar mânuiește cu dibăcie stingătorul. Tatăl meu mi-a inspirat și doresc și eu să fiu un pompier. Oficialii prezenți astăzi la inaugurarea postului de pompieri au fost provocați să se echipeze la viteză. Cel mai rapid a fost ambasadorul Statelor Unite la Chișinău. Complicat? Nu, ușor, ușor. Sunt pregătit. Ce a fost cel mai greu de îmbrăcat? It's very heavy. Proiectul de îmbunătățire a condițiilor de muncă a salvatorilor voluntari, prin care a fost construit un garaj modern și s-au instalat 15 hidranți noi, atât în Sireț cât și în satul vecin Rocșani, a fost realizat prin programul Comunitatea Mea, finanțat de USAID și implementat de IREX în colaborare cu primăria locală. Peste 7500 de locuitori vor beneficia de un serviciu de pompier bine instruit și echipat. Secția Situației Excepționale Strășeni are 27 de sate și poate să fie un incendiu cu două concomitent și secția Situației Excepționale poate să nu reușească. De aceea suntem o mână de ajutor Inspectoratului General Situației de Urgență. Valoarea totală a proiectului este de aproape 270.000 de dolari. Cireșele de la Glodeni vor ajunge și în acest an pe mesele europenilor. Copacii din livada lui Valeriu Gheorghiță sunt plini de floare, iar asta prevestește o roadă bogată. Alături de fiul său, agricultorul a reușit să-și dezvolte și să-și modernizeze livada după ce a beneficiat recent de subvenții din partea statului și a construit câteva camere frigorifice. Pe lângă cireș, cei doi mai cresc și caiși, iar fructele au cucerit deja piețele din Europa. La Glodeni, cireșii și caișii sunt în floare. Este tabloul din livada lui Valeriu Gheorghiță, care se întinde pe o suprafață de 28 de hectare. Bărbatul are 7 soiuri de cireșe, timpurii, semitimpurii și târzii. S-au plantat în așa mod că una pentru polinizare, benefic să polinizează, a doilea pentru culesul lor, că nu poți culege ca culegători să aie într-o zi. Și lungim perioada de coacere într-o lună de zile și
colectăm cireșele, le depozităm în frigiderul care este alături. Valeriu Gheorghiță trăiește prin livada sa și are un vis, să o dezvolte și să o modernizeze. Între timp, livada îl răsplătește cu roadă, care a ajuns și în țările europene. Au fost piața Rusiei până anul trecut. Anul trecut un camion s-a dus în Rusie, restul camioanelor au ajuns în Europa, au ajuns în Franța. Forța de muncă era suficientă, dar din an în an tot e mai puțină. Acum apelăm în satele Migieș, vin persoanele ziliere, lucrează la sfârșită zile, ei se remunerați sau la 2-3 zile. Pasiunea și dragostea pentru agricultură i-a fost transmisă și fiului său, care are grijă de o livadă de caise. Pe cele 11 hectare de pământ se regăsesc două soiuri de caise care au ajuns pe piața din Belarus sau Letonia. Anul trecut am strâns prima roadă, că se merită. Am zis că noi acum suntem în tratative cu deț și frigiderul și multe condiții care le facem, vrem să implementăm Global Gap ca să putem exporta în Europa. Și deja rezultatele să fie, ca să nu fie cum am trecut, a fost în gheț. Livada este dotată cu irigare subterană, iar datorită sprijinului financiar oferit de AIPA, antreprenorul a construit un depozit frigorific cu atmosferă controlată și a beneficiat de subvenții din partea statului. Cei doi sunt entuziasmați și cred că tot efortul pe care îl depun urmează să le fie recunoscut și în afara țării și speră să impresioneze cât mai mult piața europeană. Din acest motiv, zilnic încearcă să devină mai competitiv și să-și modernizeze livada. Curtea Universității de Stat Aleco Ruso din Bălți a devenit scena unei crime. La fața locului au venit experți criminaliști care au documentat cauzele și circumstanțele decesului unei persoane. Din fericire, nu este vorba despre o tragedie, ci despre o oră practică la care au participat studenții de la Facultatea de Drept. Tinerii au urmărit cu mare atenție lecția și au aplicat teoria pe care au studiat-o. Așa zisul cadavru se afla în campusul Universității Aleco Ruso din Bălți. Cauzele și împrejurările decesului au fost documentate. Dat fiind faptul că suprafața este noroi nispas, cu ajutorul lacului special fixator, urma se fixează. Acest tablou face parte dintr-o oră practică de criminalistică pregătită pentru studenții Facultății de Drept. Am avut câteva ore teoretice, însă oarecum e mai interesant să vezi în practică momentele de cercetare la fața locului, cum se iau urmele, cum se depistează, toate modalitățile pe care ei le pun în practică și consider că astfel de activități ar fi foarte benefice pentru studenți. A fost o lecție foarte interesantă, am aflat multe lucruri noi cum arată în practică, adică sunt sigur că exact prin așa metode pe viitor, când vom cuprinde o profesie pe care ne-o dorim, aceste lucruri, nu știu, vor fi de folos. Такого рода публичные лекции позволяют в практическом аспекте применить те теоретические нюансы, те теоретические основы, которые мы получаем на лекциях и на семинарах. Мы получили практический опыт по дактилоскопии, по выявлению следов преступления. În cadrul acestor ore, studenții au urmărit cu mare atenție acțiunile specialiștilor și au aplicat tot ce au învățat timp de două luni în sălile de curs. Am participat la o oră practică cu genericul cercetarea la fața locului și administrarea probelor în infracțiunile cu aplicarea armelor de foc. Am încercat să le arătăm studenților cum se prelevează probele ADN, urmele papilare, cum se ridică armele de foc, tub cartușele. Am ridicat o urmă de încălțăminte prin metoda mulajului de gips. Este o contribuție substanțială la dezvoltarea celor atitudini practici, abilități practici, posibilități de care au nevoie studenții pentru ca un ulterior să se regăsească ca specialist. De multe ori se spune că învățământul Republica Moldova este foarte teoretizat. Ceea ce facem noi acum este de a păși sau de a avea acea puncte între teorie și practic, ca să le fie interesant. Criminalistica este o ramură a științei judiciare care se ocupă cu investigarea infracțiunilor. Un fost ministru al economiei din Kazahstan este judecat pentru uciderea brutală a soției sale, caz care a șocat societatea și a dus la înăsprirea legislației privind violența domestică.
Прошу обратить внимание, он отходит в другую сторону, вот она останавливается и говорит что-то. Postul ministru al economiei a apărut în fața judecătorilor care au urmărit imaginile de pe camerele de supraveghere care au surprins uciderea brutală a soției. Revenim cu detalii și imagini în jurnal. Continuă căutările în Taiwan după seismul de 7,4 magnitudine care a zguduit insula. Bilanțul de până acum indică 9 morți și peste 1000 de răniți, majoritatea loviți de pietre desprinse de pe versanți. Echipele de salvatori încearcă să ajungă la aproape 130 de oameni blocați pe șosele sau în mine. Cutremurul a distrus 35 de poduri, tuneluri și căi rutiere. Reglementările stricte privind construcțiile și o bună pregătire pentru dezastre au împiedicat totuși o catastrofă majoră. O cameră de la bordul unei mașini a surprins seismul și cum, în doar câteva secunde, bolovani uriași se desprind de pe un versant și pică pe șosea. Cu o stăpânire de sine incredibilă, persoana de la volanul mașinii a dat înapoi fără să scoată un sunet. Pe fundal continuă să se audă muzica, în timp ce bucățele de rocă ating un vehicul și trec pe lângă alte autoturisme. Faptul că taiwanezii nu se lasă copleșiți de panică se datorează autodisciplinei cultivate prin educație. În plus, sunt obișnuiți cu seismele. Deși zgâlțâită serios, o jurnalistă și-a continuat neabătută relatarea. Iar la o maternitate, asistentele s-au organizat rapid pentru a-i proteja pe nou-născuți. I-au dus în centrul salonului și au ținut la oaltă, cum au putut, pătuțurile cu rotile. Cei care se aflau la etajele superioare ale clădirilor înalte au simțit din plin cutremurul. Construcțiile s-au clătinat puternic, dar cele mai multe au rămas în picioare. Un imobil cu mai multe etaje din Hualen a ajuns într-o poziție precară, înclinat la 45 de grade după ce primul nivel a cedat. Cei care se aflau la parter au reușit să scape teferi. În primele ore, mai mulți locatari au fost scoși în viață, dar la 12 ore de la seism, echipele de intervenții au recuperat și cadavrul unei bătrâne. În orașul Hualen, oamenii s-au refugiat pe stradă și au refuzat să mai intre în case câte vreme nu vor primi asigurări din partea autorităților că locuințele sunt sigure, mai ales că seismul a fost urmat de sute de replici, unele cu magnitudine de peste 4 pe Richter. Seismul a provocat uriașe alunecări de teren care au rupt șosele de acces și au blocat tuneluri rutiere într-o regiune și așa izolată de restul insulei. Incendiul de acum două zile de la Istanbul, care a luat viața a 29 de oameni, a fost provocat de scânteile de la sudură, conform unei înregistrări video publicate de ministrul turc de interne. Imaginile arată cum în timp ce un lucrător sudează, scânteile sar pe obiectele din jur, astfel totul începe să ardă. La scurt timp se produce o explozie, iar fumul negru se vede și de afară. Lucrările în clubul de noapte situat la subsolul unui bloc erau ilegale. 9 persoane au fost arestate în urma incendiului, printre care proprietarul și managerul clubului de noapte, dar și șeful firmei de prelucrare a metalelor responsabilă de lucrări. Un fost ministru al economiei din Kazahstan este judecat pentru că și-a ucis în bătaie soția. El a lovit-o fără milă la un restaurant din Astana, iar imaginile au fost difuzate în instanță. Fostul funcționar nu pledează vinovat pentru o crimă premeditată cu o deosebită cruzime, dar admite că este implicat în moartea soției sale. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.
Coandâc Bișimbaev, în vârstă de 43 de ani, fost ministru al economiei și consilier al ex-președintelui Nursultan Nazarbayev, este judecat de un tribunal din Astana. El este acuzat de torturi fizice și psihice și de uciderea cu deosebită cruzime a soției sale. Tragedia a avut loc în noiembrie 2023 într-un restaurant din Astana. Între cei doi a izbucnit un conflict după ce femeia s-a întors de la un concert unde a mers împreună cu prietena sa. Potrivit anchetatorilor, în holul restaurantului, Bișimbaev a lovit-o pe femeie cu pumnii. Imaginile de pe camerele de supraveghere prezentate în instanță arată cum femeia cade la podea, după care bărbatul o lovește cu picioarele. Прошу обратить внимание, он отходит в другую сторону, вот она останавливается и говорит что-то. Încercând să scape, femeia fuge într-una dintre cabinele VIP ale restaurantului, dar Bișimbaev doboară ușa și o ucide în bătaie. Toată cearta și loviturile au durat numai puțin de 8 ore. Ancheta susține că fostul ministru i-a cerut proprietarului restaurantului, care este fratele său, să șteargă înregistrările de pe camerele de supraveghere. În общем, у нас началась такая серьезная словесная перепалка, а потом в какой-то момент она кинулась с кулаками, порвала мне рубашку. Я здесь не сдержался, честно говоря. Я дал ей пощечину, пару пощечин. Potrivit expertizei medico-legale, decesul femeii a survenit ca urmare a unui traumatism craniocerebral închis. Pe acest caz au fost deja 3 ședințe în care fostul ministru a povestit în detalii despre ziua în care și-a omorât soția. În sală se afla mereu mama și fratele victimei. La una dintre ședințe, mama nu și-a putut stăpâni emoțiile și a început să-l acuze pe Bișimbaev. Как ты можешь такое говорить? Мне не показали, потому что мне с этим жить только ради этого ребенка. Ты убивал ее несколько часов. Procuratura a declarat în instanță că bărbatul a fost obsesiv de gelos, a controlat toate apelurile telefonice ale soției sale, i-a interzis să lucreze și a folosit sistematic violența fizică împotriva ei. Bișimbaev a spus că nu pledează vinovat pentru o crimă premeditată cu o deosebită cruzime, dar admite că este implicat în moartea ei. Moartea soției lui Bișimbaev a provocat o undă de șoc în Kazahstan, țară cu 20 de milioane de locuitori, unde societatea rămâne în mare parte patriarhală. Conform autorităților, anual se înregistrează peste 80 de feminicide în Kazahstan, însă Națiunile Unite evocă cifra de 400 de femei ucise în fiecare an. Coandâc Bișimbaev ar putea fi condamnat la 15 ani de închisoare fără posibilitatea de eliberare condiționată. Internauții cer închisoare pe viață pentru fostul ministru. Scene jocante au fost surprinse pe o stradă dintr-un oraș din Marea Britanie. O ambulanță a explodat la doar câteva secunde după ce pacientul a fost lăsat acasă. Explozia a fost atât de puternică încât plafonul ambulanței a fost smuls și a zburat 50 de metri în aer. Revenim cu mai multe imagini în jurnal. În câteva minute începe emisiunea O Seară Perfectă. Anișoara Login se află deja în studio și ne spune ce ne-a pregătit pentru astăzi. Anișoara, bună ziua, te ascultăm. Bună ziua, Daniela. Vai, da, ce știri șocante aveți astăzi, că mi-ați șters și zâmbetul de pe buze, din păcate. Da, e un pic sumbru, da. Da, din păcate. Ei, din păcate. Asta este, da. Sper să ne aduci tu ceva mai bun. Sper și eu, și să știi. Și după jurnalul ăsta șocant ne ridicăm moralul, știi? Să dea Dumnezeu să fie așa. Mai ales că astăzi avem o zi destul de interesantă. Este 404-2024. Ce ne aduce această cifră 4 vom afla astăzi la O Seară Perfectă. În studio ne întâlnim cu Valentin Nică și cel mai recent videoclip al său, dar și cu soliștii formației Enigma Romilor, care se pregătesc de un mare concert pe care îl vor da pe data de 7 aprilie, cu o zi înainte de Ziua Internațională a Romilor. Vă aștept pe toți la O Seară Perfectă! Anișoara, îți mulțumesc! Cel mai popular ofițer de poliție din China este un cățeluș. Pufosul și neînfricatul câine polițist a furat inima miilor de internauți. Clipurile video cu acesta fac furor pe rețelele de socializare. Fuzai, cățelul Corgi, al cărui nume înseamnă băiat norocos, este un câine polițist de rezervă dintr-un oraș din estul Chinei. Drăgălașul polițist și-a făcut debutul la un eveniment public organizat de poliția de acolo la începutul lunii martie.
Fuzai a început să se antreneze la vârsta de 2 luni, iar acum, la 6 luni, îi depășește pe mulți dintre colegii săi, potrivit presei de stat. Videoclipurile cu el ajung populare și sunt vizionate de peste 1 milion de ori. În aceste imagini îl vedem pe cățel făcând exerciții, cum ar fi localizarea petardelor sub o mașină. Un videoclip popular cu 38.000 de aprecieri arată o linie de ciobănești germani cu un aspect extrem de profesionist, mergând lângă antrenorii lor, mulți purtând botniță, iar cel din urmă este Fuzai dus în spate. Picioarele lui scurte îi oferă un avantaj față de ceilalți câini polițiști în căutările efectuate în spații înguste. Scene șocante au fost surprinse pe o stradă dintr-un oraș britanic. O ambulanță privată a fost cuprinsă de flăcări la doar câteva secunde după ce pacientul a fost lăsat acasă. Momentul a fost înregistrat de camerele de supraveghere. În imagini se observă cum asistenta medicală ia pacienta în vârstă de 91 de ani, aflată în scaun cu rotile, și o duce în siguranță la locuința acesteia, în timp ce din capota ambulanței iese fum. În doar câteva secunde, vehiculul a fost cuprins de flăcări și a explodat. Explozia a fost atât de puternică încât plafonul ambulanței a fost smuls și a zburat 50 de metri în aer, înainte de a se prăbuși prin garajul casei. La fața locului au ajuns rapid pompierii, care au reușit să stingă flăcările, înainte ca acestea să se extindă la locuințele învecinate. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma incidentului, dar medicii au tras o sperietură zdravănă. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O Seară Perfectă cu Anișoara Loghin. Dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!